răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Pentru Neonela, înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii adunate în zi de sărbătoare să asculte mărturia ta, te întreb, dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cineva, spunea Domnul Iisus, va păzi poruncile mele. Deci înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii adunate în zi de sărbătoare să asculte mărturia ta, te întreb, dacă crezi din toată inima, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Este promisiunea pe care o face Domnul Iisus Hristos. Cred în Estera, înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii adunate în zi de sărbătoare să asculte mărturia ta, te întreb, dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Aș vrea, Iisuse, Sfânta ta comoară, înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii adunate în zi de sărbătoare, să asculte mărturia ta, te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred din toată inima că Dumnezeu, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. O, Iisus de Dumnezeu, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred.
Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. La tine vin cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca o. Vedere Mădălina, înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii, adunate în zi de sărbătoare să asculte mărturia ta, te întreb și te mărturisesc. Dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În vorbire, în credincioșie. Da, cred că e bine. Foarte bine. Am așteptat să vină și un băiat. Pentru că eu încă mai sper că Dumnezeu din generația lor va scoate bărbați care să urce la altar în ultimele zile ale istoriei omenirii. Dacă Domnul îndește să fii tu unul dintre ei, să nu te potrivești chemării Domnului. Pentru un Corneliu, înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea adunării, adunate în zi de sărbătoare să asculte mărturia ta, te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și haine, haine, Domnul tău, Apostolul Pavel și Pavel a scris următoarele cuvinte. Fugi de poftele tinereții și caută neprihănirea, dragostea, pacea, împreună cu cei ce-L caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Alex, înaintea lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii adunate în zi de sărbătoare, să asculte mărturia ta între, dacă crezi din toată inima, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Primiți într-o altă fericire, Domnul Iisus Hristos spune așa.
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Prietenă Ana Maria, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii, te mărturisești și te întreb. Dacă dumneata crezi din toată inima că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumitale personal. Cred din toată inima mea. Pe baza mărturisirii credinței dumitale și la porunca Domnului Iisus Hristos, eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Acolo unde Mântuitorul Domnul Iisus Hristos spunea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prietene amado, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea bisericii răscumpărate prin jertfa Domnului Iisus Hristos, te mărturisești și te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumitale personal. Da, cred. Pe baza mărturisirii credinței dumitale și la porunca Domnului Iisus Hristos, eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Glorie Iisuse ție, a încredințat ucenicilor săi cu următoarea însărcinare. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Prietenă Mariana, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea Bisericii Domnului Iisus Hristos, vă mărturisesc și vă întreb. Dacă dumneavoastră credeți că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, și Mântuitorul dumneavoastră personal. Da, pe baza mărturisirii credinței dumneavoastră și la porunca Domnului Iisus Hristos, eu vă botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iisus, Iisus este Marea. Care Evanghelistul Matei le consemnează din cuvântările Domnului Iisus Hristos și cuvintele acestea. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Sunt bucuros ca în dimineața aceasta să prezint și să mărturisesc pe prietenul Beniamin, prietenul Beniamin înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea Bisericii Răscumpărate a Domnului Iisus Hristos, vă mărturisesc și vă întreb. Dacă dumneavoastră credeți că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneavoastră personal. Cred în tot sufletul meu. Pe baza mărturisirii credinței dumneavoastră și la porunca lui Dumnezeu, eu vă botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede?